Bun găsit! Cartea de bază a creștinismului este Sfânta Scriptură, Biblia, formată din Vechiul și Noul Testament. Unii ori sunt oameni care o abordează într-un mod discreționar, sugerând că Vechiul Testament este în totală opoziție cu Noul Testament. Bună oară, în Vechiul Testament ne întâlnim cu legea și nu cu harul, iar în Noul Testament legea este înlocuită în totalitate de harul lui Dumnezeu. Există har în Noul Testament, cu siguranță, dar în Vechiul Testament putem vorbi de har? Încercăm să găsim un răspund la această întrebare, stând de vorbă cu David Goran, doctor în teologie și pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia. Da, există această discrepanță, e adevărat, între modul în care unii percep Vechiul Testament față de Noul Testament. Ba chiar auzim expresia, noi suntem sub har, nu sub lege, suntem în nou legământ, nu în vechiul legământ. Dar cred că e important să accentuăm faptul că acest concept de har se regăsește din belșug și în Vechiul Testament. Spre exemplu, legea, dacă ne uităm la ea, nu trebuie înțeleasă ca un scop în sine, Legea trebuie integrată sau înglobată în legământul lui Israel cu Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu inițiază acest legământ cu Israel nu pe baza modului în care ei au respectat sau nu vreo poruncă. Mai mult decât atât, legea este dată într-un cadru narativ. Ori avem, spre exemplu, Exodul de la capitolul 1 până la 16. O porțiune lungă de text în care Dumnezeu mai întâi inițiază actul răscumpărător al eliberării din Egipt, izbăvirea de acolo, jerfa pascală, de asemenea, purtarea de grijă prin pustie, până în momentul în care li se dă legea. Deci, legea era o expresie de recunoștință pe care Dumnezeu o accepta din partea Israelitului ca urmare a ceea ce Dumnezeu deja făcuse mai înainte. Și în Cartea de Autoronom avem suficiente pasaje în care Dumnezeu spune nu pentru că ești mare însemnat sau că, dincolo de aspectul numeric, economic, militar, ai fost puternic, te ales Dumnezeu, ci din potrivă, pentru că ai inițiat o relație cu strămoșii tăi, Strămoșii, inclusiv Avram, Misac Iacov, care nu țineau niciun fel de lege sau nu erau sub lege, și atunci înțelegem că legea este precedată de manifestarea harului lui Dumnezeu. Chiar dacă nu întâlnim acest termen specific har, sunt suficiente cuvinte, așa cum este, spre exemplu, îndurare. Dumnezeu s-a îndurat de tine, Dumnezeu te-a izbăvit și chiar legea în sine a fost un mare har, aș spune, pe care Dumnezeu l-a dat lui Israel. Pentru că respectarea legii te ducea și la conceptul de har. Și mă gândesc aici la întregul sistem al jerfelor, care erau prevăzute în legea Vechiului Testament, implicit aspectul de substituire, înlocuire, a vinovăției, da? de asemenea ziua ispășirii, care acoperea păcatele poporului, toate aceste lucruri din lege arată că evreul era conștient și Dumnezeu intenționase să înțeleagă harul lui. Și nu văd o discrepanță sau o opoziție între vechiul testament și noul testament, așa cum unii credincioși consideră că are loc în Scriptură. Elementele harului divin se regăsesc și în Vechiul, dar și în noul testament, pentru că avem un singur Dumnezeu.